Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați invitați, onorată asistență, astăzi, 31 octombrie 2023, declar deschisă ședința de susținere publică a tezei de doctor în psihologie, elaborată de doamna Natalia Doțen, cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, specialitatea 511-01, psihologie generală. Doctoranda aspiră la titlul științific de doctor în psihologie, conducător științific, Bole Zinaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Prin decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 8, din data de 26 septembrie 2023, a fost aprobată comisia de doctorat în următoarea componență. Subsemnata Paladi Oxana, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președinte al Comisiei de Doctorat, Bole Zinaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, conducător de doctorat, Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, referent, Glavana Aurelia, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, referent, Cernețeanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, referent și în calitate de secretar al Comisiei de Doctorat, este Brâncoveanu Romica, asistent universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Inițierea procedurii de susținere a tezei de doctor a fost posibilă și confirmată prin dosarul prezentat de pretendent la titlul științific, care întrunește toate cerințele regulamentare. Oferim cuvânt secretarului Comisiei de Doctorat, Brâncoveanu Romica, pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul de atestare a doctorandei, care a fost evaluat în conformitate cu rigorile normative existente, respectiv, după caz, va răspunde la întrebările ce apar în această privință. Mulțumesc, doamna președintă, onorată comisie de doctorat, doamna pretendentă și onorată asistență. Vreau să vă prezint dosarul doamnei Doțe Natalia, care a fost înmatriculată la studii superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova cu începere de la 01.11.2018 prin ordinul rectorului numărul 111C din 30.10.2018 la forma de studii cu frecvență în baza de buget la specialitatea 511.01 Psihologie Generală. Conducător de doctorat, doamna Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Cu tema tezei de doctorat, particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă. Cu comisia de îndrumare, doamna Tolstaie Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, doamna Tarnovski Ana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, doamna Buragă Natalia, doctor în psihologie. În perioada 01.11.2018, 01.11.2021, doamna Doțe Natalia a realizat integral cerințele prevăzute în cadrul programului de pregătire universitară avansată și a programului individual de cercetare științifică, acumulând pe parcursul anilor de studii 140 de credite, prin 40 de credite susținând 4 examene, programul individual de cercetare științifică 25 de credite, susținerea 3 referate 30 de credite, a publicat 6 articole în reviste științifice de specialitate, conform CV-ului actualizat la data de astăzi, a participat la 11 manifestări științifice naționale și internaționale și are un certificat de inovație. Numărul publicațiilor depășește cerințele minime, ceea ce permite doctorandei să acumuleze numărul de credite necesar, 45. Redactarea titlului tezei de doctorat nu a fost necesară, însă, în baza extrasului din procesul verbal numărul 4, din ședința din 24 februarie 2023 a Consiliului Științific al USM, cu obiectul de referință, desemnarea unui alt conducător de doctorat și membrilor comisiei de îndrumare, în terminul demersului Școlii Doctorale Științe Sociale și ale Educației, pentru finalizarea și ținerea tezei de doctorat cu titlul Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, specialitatea 511.01, Psihologie Generală, realizată de doctoranda Doțe Natalia, se desemnează în calitate de conducător de doctorat doamna Bole Zinaida, conferențiar universitar, doctor în psihologie, anterior doamna Platon Carolina, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie. În calitate de membru al comisiei de îndrumare se desemnează doamna Platon Carolina,
profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, anterior doamna Buraga Natalia. Conform prevederilor procedurii operaționale de admitere la susținerea publică a tezei de doctorat, aprobată în ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 03.04.2018, cu amendamentele operate de Senatul USM în ședința 24.11.2020, cât și conform regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat, aprobat de Senatul USM la data 25 iunie 2022, proces verbal numărul 12, au fost îndeplinite următoarele cerințe. Prima, teza de doctorat și rezumat în vederea realizării analizei de similitudini a fost depusă la serviciul antiplagiat din cadrul Universității de Stat din Moldova. În urma examinării serviciului respectiv, a elaborat raportul de similitudini cu concluzia că nu au fost depistate semne evidente de plagiat și autoplagiat. Teza de doctorat a trecut evaluarea preliminară în ședința Comisiei de Îndrumare pe data de 12 mai 2023, unde s-a decis recomandarea tezei de doctorat cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă pentru examinare în cadrul departamentului de profil, cu luare în considerare a sugestiilor, obiecțiilor membrilor prezenți la ședință. Tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor Comisiei de Îndrumare este anexat în dosar. Teza de doctorat a trecut și evaluarea în ședința Departamentului Psihologie pe data 26 iunie 2023 cu aviz pozitiv și înaintare pentru susținerea finală cu luare în considerare a sugestiilor, obiecțiilor membrilor prezenți la ședința departamentului. Tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor membrilor departamentului este anexat la dosar. Studentul doctorand a prezentat teza de doctorat și rezumatul ei în redacție finală, conform prevederilor ghidului privind redactarea tezelor doctorat și rezumatelor elaborat de școala doctorală, științe sociale. Studenta doctorandă a prezentat dosarul conform listei documentelor necesare la depunerea oficială a tezei de doctorat. Consiliul Școlii Doctorale Științe Sociale a aprobat componența comisiei de doctorat propuse de către conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare, decizia fiind aprobată de către Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, în data 26 septembrie 2023, extras din procesul verbal numărul 8. În ședința preventivă a comisiei de doctorat, care a avut loc în format fizic din data 26 septembrie 2023, proces verbal numărul 1, s-a decis 1. A autorizat pentru publicare rezumatele în limba română și engleză a tezei de doctorat cu titlu Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă realizată de studenta doctorandă Doțe Natalia la specialitatea 511.01 Psihologie Generală, conducător de doctorat doamna Bolea Zinaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar. 2. A organizat susținerea publică a tezei de doctorat la data de 31 octombrie 2023 la orele 14, sala 507, blocul 3 al Universității de Stat din Moldova, strada Cogălnicianu 65A, MD 2009, Chișinău, Republica Moldova. 3. A expediat rezumatul tezelor de doctorat la următoarele instituții. Instituții pe adresa cărora se expediază în mod obligatoriu, nu voi da citire, instituții de învățământ și de cercetare din țară și peste hotare, nu voi da citire. Această listă de organizații unde a fost expediate rezumate limba română și limba engleză, precum și recepția oficiului poștal, sunt de asemenea anexate la dosar. Vă mulțumesc! Stimată doamnă Brâncoveanu, vă mulțumim! Aveți întrebări cu referire la dosarul prezentat de doamna Doțe și considerat de doamna Brâncoveanu? E cumplit. Bine, în cazul în care nu sunt întrebări cu referire la acest dosar, atunci evident că respectând procedura de susținere publică, oferăm cuvânt pretendente la titlu doamnei Natalia Doțen pentru a prezenta conținutul tezei și rezultatele științifice obținute. O să vă rugăm frumos, stimată doamnă Doțen, să vă încadrați în limita de timp 20-30 de minute. Vă rugăm! Mult stimată doamnă președinte a Comisiei de Doctorat, mult stimată doamnă coordonator științific, mult stimați membri referenți și stimată audiență, sunt onorată să prezint astăzi în fața dumneavoastră rezultatele la teza de doctor în psihologie cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, conducător științific, doamna Bolea Zinaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar. O să încep cu niște date din actualitate. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în prezent, circa 50 de milioane de oameni suferă de epilepsie. Aproximativ 30% dintre aceste persoane sunt diagnosticate cu epilepsie farmacorezistentă. În conformitate cu datele furnizate de Biroul Național de Statistică,
Prevalența epilepsiei în Republica Moldova în anul 2021 a constituit 25 de cazuri la 10.000 de locuitori, iar incidența 2,1 cazuri la 10.000 de locuitori. Liga Internațională de Combatere a Epilepsiei definește epilepsia ca o condiție neurologică caracterizată printr-o predispoziție persistentă de a genera crize epileptice asociate cu consecințe neurobiologice, cognitive, psihologice și sociale ale acestei condiții. Protocolul clinic național Epilepsie la adult definește epilepsia farmacorezistentă ca eșecul terapeutic a două medicamente antiepileptice adecvat selectate, tolerate și utilizate în mod corespunzător cu scopul de a obține libertate susținută de crize. Iar epilepsia medicamentos controlată este o condiție în care crizele epileptice sunt controlate medicamentos și pacienții sunt liberi de crize. Studiile actuale din domeniu evidențiază că epilepsia este asociată cu comorbidități cognitive, afective și comportamentale și că aceste comorbidități progresează și se accentuează dacă nu sunt identificate medicamentele și dozele adecvate care să stopeze crizele epileptice. Epilepsia farmacorezistentă implică multiple probleme de ordin psihologic, precum regresul proceselor cognitive, tulburări emoționale și comportamentale, stigmatizare, disfuncții psihosociale, risc major de traumatisme și chiar deces prematur. Toate aceste realități psihologice contribuie la scăderea calității vieții. Scopul acestei cercetări a fost de a stabili particularitățile cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și de a elabora un program de intervenție psihologică în vederea îmbunătățirii proceselor cognitive, afective și comportamentale ale acestor persoane. Principalele obiective ale cercetării au fost analiza și sinteza literaturii de specialitate cu referire la aspectele psihologice asociate epilepsiei în general și epilepsiei farmacorezistente în particular, identificarea particularităților cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și ale celor cu epilepsie medicamentos controlată, o analiză comparativă a particularităților cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și a celor cu epilepsie medicamentos controlată, stabilirea unui profil psihologic al persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și al celor cu epilepsie medicamentos controlată, elaborarea unui program de intervenție psihologică în scopul îmbunătățirii acestor procese și evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică. În cercetarea dată am pornit de la următoarele ipoteze. Am presupus existența unor particularități cognitive, afective și comportamentale în cazul funcționării psihice a persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și că aceste particularități sunt mai evidențiate la persoanele cu epilepsie farmacorezistentă în comparație cu epilepsie medicamentos controlate. Am presupus că există o relație între durata afecțiunii epileptice, frecvența crizelor și calitatea proceselor cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie și am presupus că implementarea unui program de intervenție psihologică adaptat particularităților cognitive, afective și comportamentale va contribui la îmbunătățirea dimensiunii cognitive, afective și comportamentale ale acestor persoane. În capitolul 1, abordări teoretice privind dimensiunile psihologice ale epilepsiei, sunt prezentate fundamentele teoretice referitoare la dimensiunile psihologice privind problematica epilepsiei farmacorezistente și este realizată sinteza și analiza studiilor internaționale referitoare la particularitățile cognitive, afective și comportamentale în cazul persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă. În plan cognitiv sunt prezentate conceptele de gândire, memorie, limbaj și atenție. Sunt analizate și sintetizate rezultatele studiilor empirice privind specificul funcțiilor cognitive la persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, fiind menționate cele mai frecvent invocate tulburări cognitive în epilepsie, încetinirea gândirii, scăderea memoriei, diminuarea atenției, dificultăți de identificare a cuvintelor și reducerea abilităților vizual-constructive. De asemenea, este expusă dinamica dezvoltării deficitelor cognitive, prezența acestora la debutul epilepsiei, accentuarea acestora odată cu avansarea în timp a bolii, la fel sunt expuse date din studiile internaționale și naționale privind frecvența tulburărilor cognitive în epilepsia farmacorezistentă. În plan afectiv,
sunt prezentate conceptele de depresie și anxietate, sunt analizate și sintetizate rezultatele studiilor empirice privind specificul trăirilor afective în cazul epilepsiei farmacoresistente, fiind evocate referințe la frecvența ridicată a tulburărilor depresive și tulburărilor anxioase comorbide cu epilepsie farmacoresistentă, fapt care influențează atât funcționarea cognitivă cât și tratamentul crizelor epileptice. Și în plan comportamental, sunt prezentate conceptele de agresivitate și timiditate, sunt analizate și sintetizate rezultatele studiilor empirice privind specificul afectiv comportamental în cazul epilepsiei farmacoresistente, fiind evidențiate frecvențe ridicate în următoarele cazuri: iritabilitate, labilitate emoțională, agresivitate, impulsivitate, furie sau din contra, timiditate, pasivitate și apatie. Ca urmare a analizei literaturii de specialitate, în lucrare menționăm că tulburările cognitive, afective și comportamentale la persoanele cu epilepsie sunt determinate multifactorial de epilepsia în sine, de leziunile structurale cerebrale, de durata bolii, de medicația antiepileptică, de tipul și frecvența crizelor, de factorii psihosociali, cât și de capacitățile psihice individuale. În capitolul 2 al acestei cercetări, particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacoresistentă de mers psihodiagnostic, este descris designul experimental și este prezentată metodologia cercetării, sunt descrise caracteristicile clinice și demografice ale subiecților, sunt prezentate și analizate rezultatele studiului experimental privind particularitățile cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacoresistentă, este realizată o analiză comparativ între persoanele cu epilepsie farmacoresistentă și cele cu epilepsie medicamentos controlată, sunt evidențiate caracteristicile generale ale persoanelor cu epilepsie în funcție de gen, nivel de educație, statut marital, mediu de trai, statut profesional, etiologie epilepsiei, durata bolii și frecvența crizelor epileptice. Și este elaborat un profil psihologic integrat al subiecților cu epilepsie farmacoresistentă și celor cu epilepsie medicamentos controlată. Elaborarea demersului de cercetare și implementare a avut loc în perioada 2019-2022 în cadrul Centrului Național de Epileptologie, Institutul de Medicină Urgentă. Subiecții incluși în cercetare sunt persoanele diagnosticate cu epilepsie, fiind selectați în urma diagnosticului stabilit de epilepsie farmacoresistentă și de epilepsie medicamentos controlată de către medicul epileptolog din cadrul Centrului Național de Epileptologie. Ca caracteristică a subiectelor experimentale, menționăm că studiul a inclus 102 subiecte cu epilepsie, 52 de femei și 50 de bărbați, persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani. Conform nivelului de educație, 38% sunt cu studii superioare, 38% cu studii medii și 24% cu studii profesional tehnice. Conform statutului marital, 48% sunt angajați, 48% neangajați, 3% studenți și un pensionar. Conform statutului marital, 52% sunt căsătoriți, 36% celibatari și 12% divorțați. Conform mediului de trai, 53% sunt de mediu urban și 47% de mediu rural. Durata epilepsiei variază între 2 și 56 de ani. Conform etiologiei epilepsiei, 67% sunt epilepsie structurală, 25% cu epilepsie necunoscută și 9% cu epilepsie genetică. Iar conform frecvenței crizelor, 69% din subiecții cu farmacorezistență prezintă câte 1-10 crize pe lună, 8% prezintă câte 11-20 de crize pe lună și 23% mai mult de 20 de crize pe lună. Iar subiecții cu epilepsie medicamentos controlată prezintă o frecvență rară a crizelor, o criză în 1-2 ani sau nu prezintă crize deloc. Metodologia de cercetare a inclus metode teoretice, metode empirice și metode statistico-matematice de prelucrare a datelor. În continuare voi prezenta analiza și interpretarea rezultatelor. La dimensiunea cognitivă s-a constatat că tulburările cognitive sunt prezente la 61% dintre subiecții cu epilepsie farmacoresistentă și la 20% din subiecții cu epilepsie medicamentos controlată. S-a identificat că diferența respectivă este statistic semnificativă. Acest fapt denotă că ipoteza 1 cu privire la funcționarea cognitivă din cercetarea noastră se confirmă. Subiecții cu epilepsie farmacoresistentă prezintă tulburări cognitive mai accentuate comparativ cu cei cu epilepsie medicamentos controlată.
Totodată, sunt atestate diferențe statistic semnificative în următoarele procese cognitive: memorie verbală, memorie vizuală, fluență semantică, atenție, funcție executivă și diferențe nesemnificative în domeniul fluenței fonemice. Ce ține de partea afectivă la depresie, în grupuri cu epilepsie farmacorezistent, s-a constatat prezența depresiei la 56% dintre subiecți. 27% prezintă depresie ușoară, 16% depresie moderată și 13% depresie severă. În grupul cu epilepsie medicamentos controlată, 23% suferă de simptome de anxietate, dintre care 18% suferă de depresie ușoară, depresie moderată și nimeni nu suferă de depresie severă. Iar valorile testului T indică că diferența diferența respectivă este semnificativă. La anxietate, în grupul cu farmacorezistență s-a constatat că 53% dintre subiect suferă de anxietate, 15% suferă de anxietate ușoară, 13% de anxietate moderată și 26% de anxietate severă. Iar în grupul medicamentos controlat, doar 30% suferă de anxietate, 13% fiind de anxietate ușoară, 15% anxietate moderată și doar 3% de anxietate severă. La dimensiunea comportamentală, datele statistice au confirmat diferențe statistic semnificative în manifestarea agresivității, ostilității și timidității la subiecții cu epilepsie farmacorezistentă comparativ cu subiecții cu epilepsie medicamentos controlată. Totodată, agresivitatea ridicată a fost constatată doar la subiecții cu epilepsie farmacorezistentă în 2%, ostilitatea ridicată a fost constatată la 61% dintre subiecții cu farmacorezistență și la 10% cu subiecții cu medicamentos controlată, iar timiditatea ridicată s-a atestat la 15% dintre subiecții cu farmacorezistență și la 3% cu epilepsie medicamentos controlată. Prin urmare, am elaborat un profil psihologic al subiectului cu epilepsie farmacorezistentă, care se prezintă prin particularități cognitive manifestate prin gândire încetinită, memorie vizuală și verbală scăzută, fluență fonemică și semantică scăzută, atenție și capacitate de concentrare redusă și viteză de reacție încetinită. Mai afectate sunt femeile, persoanele cu vârsta cuprinsă dintre 50-59 de ani, cu studii medii, persoanele neangajate, celibatare, cu epilepsie structurală, cu durata bolii între 30-39 de ani și frecvența crizelor mai mare de 20 de crize pe lună. Ca particularități afective, menționăm depresie ușoară, moderată și severă, care este la fel mai accentuată la femei, la persoane cu vârstă cuprinsă 18-49 de ani, cu studii profesional tehnice, neangajați, divorțați, persoane din mediul rural, cu durata bolii dintre 40-49 de ani, cu epilepsie necunoscută și frecvența la fel mai mare de 20 de crize pe lună. Și anxietate ușoară, moderată, severă, mai mult la femei, cu vârsta cuprinsă între 18-39 de ani, studii profesional tehnice, neangajate, divorțate, epilepsie necunoscută și frecvența înaltă a crizelor. Ca particularități comportamentale, s-au evidențiat ostilitate ridicată, obidă, nervozitate, agresivitate indirectă, sentimente de vinovăție și neîncredere. Iarăși mai afectate sunt femeile, persoanele cu vârstă dintre 40-45 de ani, cu studii medii, neangajate, cele căsătorite, mediul rural, epilepsie necunoscută, durata bolii 30-39 de ani și frecvența crizelor mai mare de 20 de crize pe lună. Și timiditate medie și ridicată. La fel, persoanele mai afectate sunt cele cu vârsta cuprinsă între 20-49 de ani, angajate, celibatare, în mod egal mediul rural-urban, epilepsie necunoscută, durata bolii 30-39 de ani și frecvența mai mare de 20 de crize pe lună. În continuare, voi prezenta profilul psihologic al subiectului cu epilepsie medicamentos controlată, manifestat prin particularități cognitive, memorie scăzută, fluență fonemică scăzută. Mai afectate iarăși sunt femeile, divorțate, mediul rural, epilepsie structurală. Particularități afective, depresie ușoară, mai afectați sunt bărbații, persoanele cu studii profesional tehnice, neangajate, căsătorite, din mediul rural, durata bolii 20-25 de ani cu epilepsie structurală. Anxietatea ușoară și moderată este mai evidențiată la bărbați, cu studii profesional tehnice, neangajați, divorțați, durata mare a bolii, epilepsie structurală. Și particularități comportamentale, timiditate ușoară și moderată, și agresivitate scăzută moderată. Mai afectate sunt persoanele neangajate, căsătorite, din mediul rural, cu epilepsie necunoscută și genetică.
Corelații privind particularitățile cognitive, afective și comportamentale la subiecte de infecție farmacorezistentă. Dimensiunea cognitivă, manifestată prin memoria vizuală și verbală, fluența semantică și fonemică, abilitățile vizual-constructive, atenția și viteza de reacție sunt în corelație indirectă semnificativă cu dimensiunea afectivă, depresia și anxietate și cu dimensiunea comportamentală, agresivitatea, ostilitatea și timiditatea. Astfel, constatăm că cu cât dimensiunea cognitivă este mai dezvoltată, cu atât nivelul de timiditate, anxietate, depresie și agresivitate este mai scăzut, cu cât este mai înalt nivelul anxietății și a depresiei, cu atât este mai înalt nivelul timidității, agresivității și ostilității, nivelul ridicat al depresiei și anxietății este invers proporțional cu domeniul cognitiv, îndeosebi abilitățile vizual-constructive, atenția și viteza de reacție, ostilitate, agresivitate și preponderent timiditate este mai pronunțată la subiecții cu epilepsie, cu tulburări cognitive accentuate. Corelații privind particularitățile cognitive, afective și comportamentale la subiecții cu epilepsie prin prisma duratei bolii și a frecvenței crizelor. Cele mai semnificative corelații s-au registrat între durata afecțiunii și frecvența crizelor epileptice, care afectează memoria verbală, cea vizuală, atenția și viteza de reacție. Corelația cea mai înaltă se atestă între depresia și anxietate, acestea fiind influențate direct de frecvența crizelor epileptice și de timiditate. Astfel, putem afirma că cu cât crește frecvența crizelor și timiditatea, cu atât vor fi mai mari indicatorii de depresie și anxietate. În plan comportamental, atestăm că cu cât durata bolii e mai mare și frecvența crizelor mai înaltă, cu atât crește ostilitatea, obida și sentimentul vinovăției. Se atestă o corelație direct proporțională între durata afecțiunii și frecvența crizelor. Aceasta presupune că cu cât crește durata afecțiunii, cu atât crește și frecvența crizelor. Astfel, putem conchide că cu cât durata epilepsiei și frecvența crizelor este mai mare, cu atât deficitul cognitiv, depresia, anxietatea, ostilitatea și timiditatea sunt mai accentuate. Prin urmare, supoziția din ipoteza 2, precum că durata afecțiunii epileptice și frecvența crizelor epileptice influențează negativ funcționarea cognitivă și accentuează starea afectivă și comportamentală a persoanelor cu epilepsie, s-a confirmat. În capitolul 3, program de intervenție psihologică orientat spre îmbunătățirea proceselor cognitive, afective și comportamentale la subiecții cu epilepsie farmacoezistentă, sunt prezentate metodele de intervenție psihologică, este prezentat programul de intervenție psihologică și este prezentată evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică. Scopul programului de intervenție psihologică a fost de a reabilita dimensiunea cognitivă, a îmbunătăți dimensiunea afectivă și a modifica dimensiunea comportamentală. În sens mai larg, acest program a fost gândit pentru sporirea încrederii în sine, îmbunătățirea abilităților sociale, sporirea adaptării la diagnosticul de epilepsie și la procedura de tratament al acesteia și crearea unui stil de viață nou care va contribui la creșterea calității vieții. Programul de intervenție psihologică a inclus 10 ședințe de consiliere psihologică individuală, a câte 60 de minute fiecare, cu o frecvență de 2 ședințe pe săptămână. S-a lucrat în manieră eclectică, preluând elemente din psihoterapia psihanalitică, terapia cognitiv-comportamentală, terapia de familie, terapia prin artă și prin muzică, consiliere psihologică și psihoeducație. La program au participat 6 subiecte diagnosticați cu epilepsie farmacorezistentă, pacienți ai Centrului Național de Epileptologie. Ședințele s-au desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2021. Principalele metode și tehnici utilizate în programul de intervenție psihologică au inclus tehnici pentru îmbunătățirea proceselor cognitive, pentru memorie, pentru atenție, pentru limbaj, conștientizare în plan afectiv pentru conștientizarea și exprimarea emoțiilor, restructurare cognitivă, dezvoltarea comportamentelor non-verbale și psihoeducația. În continuare o să relatez despre rezultatele programului de intervenție psihologică în cadrul epilepsiei farmacorezistente. Pentru evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică au fost retestați cei 6 subiecti cu epilepsie farmacorezistență care au beneficiat de programul de intervenție. În plan cognitiv, rezultatele statistice au demonstrat îmbunătățirea globală a proceselor cognitive și atenției, iar cu referire la procesele cognitive specifice, memoria verbală și vizuală, fluența semantică și fonemică, menționăm că s-au înregistrat îmbunătățiri ușoare, însă acestea nu sunt semnificative.
În plan afectiv, s-au redus semnificativ valorile de depresie și anxietate la subiecții cu epilepsie farmacorezistentă. Iar în plan comportamental, s-a confirmat diminuarea semnificativă a nivelului de agresivitate și ostilitate, iar nivelul de timiditate s-a redus ușor, însă nesemnificativ. Și ca concluzii generale, rezultatele cercetării relevă că sunt atestate particularități cognitive, afective și comportamentale specifice subiectelor cu epilepsie farmacorezistentă. În plan cognitiv, s-au atestat valori ce se referă la o încetinire a proceselor de gândire, un nivel scăzut al memoriei verbale și vizuale, dificultăți de identificare a cuvintelor, reducerea atenției, capacității de concentrare și a vitezei de reacție. În plan afectiv, s-au atestat valori relevante pentru depresie ușoară, depresie moderată și depresie severă și anxietate ușoară, anxietate moderată și anxietate severă. Iar în plan comportamental, s-au atestat valori semnificative ce se referă la ostilitate ridicată și timiditate. Totodată, rezultatele cercetării relevă că subiecții cu epilepsie farmacoresistentă prezintă valori semnificativ scăzute pentru variabilele memorie verbală, memorie vizuală, fluență semantică și atenție, valori semnificativ mai ridicate pentru variabilele depresie, anxietate, agresivitate, ostilitate și timiditate în comparație cu subiecții cu epilepsie medicamentos controlată. 3. Rezultatele cercetării ne-au permis să diferențiem particularitățile cognitive, afective și comportamentale în funcție de următorii factori: de gen, vârsta subiectului, statutul educațional, profesional, mediul de trai, etiologie și durata bolii și frecvența crizelor epileptice. Astfel, am stabilit că durata afecțiunii epileptice și frecvența crizelor epileptice afectează procesele cognitive și accentuează starea afectiv-comportamentală a persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă. Prin urmare, din perspectivă etiologică, epilepsia farmacorezistentă din etiologie structurală afectează cel mai mult sfera cognitivă și cea comportamentală, iar epilepsia necunoscută afectează cu predilecție sfera afectivă. Din perspectivă social-profesională, persoanele cele mai împovărate de probleme cognitive și afective sunt cele neangajate în câmpul muncii, cele divorțate și cele celibatare. Din perspectivă de gen, tulburările afective sunt mai accentuate la femei, iar tulburările cognitive în epilepsia farmacorezistentă sunt prezente la ambele genuri. Din perspectivă educațională, persoanele cu epilepsie farmacorezistentă cu studii superioare suferă mai puțin de depresie și anxietate. Iar din perspectiva temporală, s-a stabilit că cu cât durata epilepsiei este mai mare și frecvența crizelor este mai înaltă, cu atât deficitul cognitiv este mai accentuat, tulburările anxio-depresive sunt mai evidențiate, iar comportamentul timid, ostil și agresiv este mai observabil. 4. Datele obținute în cadrul demersului psihodiagnostic ne-a permis să conturăm un profil al persoanei cu epilepsie farmacorezistentă, care se caracterizează prin următoarele trăsături: tulburări cognitive exprimate prin gândire încetinită, scăderea memoriei verbale și vizuale, dificultăți de identificare a cuvintelor, reducerea atenției, capacității de concentrare și a vitezei de reacție, tulburări afective manifestate prin tulburări anxio-depresive majore și moderate și modificări comportamentale evidențiate prin ostilitate și timiditate. În final, rezultatul programului de intervenție psihologică au confirmat îmbunătățirea globală a dimensiunii cognitive, ameliorarea stărilor afective și modificarea comportamentului persoanei cu epilepsie farmacorezistentă. Persoanele implicate în program și-au format competențe ce au sporit la gradul de conștientizare a comorbidităților asociate și au învățat să evite factorii declanșatori ai crizelor. În același timp, programul de intervenție a contribuit la sporirea stabilității emoționale, la sporirea încrederii în sine și a deschiderii către comunitate, la creșterea nivelului de compliață la tratamentul medicamentos, la creșterea încrederii în specialiștii medicali, aceste rezultate contribuind la creșterea calității vieții persoanei cu epilepsie farmacorezistentă. În contextul celor enunțate, putem afirma că rezultatele cercetării au confirmat ipotezele de cercetare, au validat noutatea științifică, valoarea teoretică și aplicativă a cercetării. În scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu epilepsie, venim cu următoarele recomandări practice. Pentru psihologi, implementarea rezultatelor cercetării, a procedurii de evaluare psihologică și utilizarea programului de intervenție psihologică în activitatea profesională a psihologilor din cadrul instituțiilor de profil neurologic sau psihiatric și a centrelor de comunitate
de sănătate mentală. Pentru cadrele didactice care activează instituțiile de învățământ universitar, rezultatele cercetării pot fi utilizate în activitatea didactică universitară, în elaborarea și implementarea ghidurilor, a materialelor didactice esențiale în formarea specialiștilor psihologi. La fel, rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de formare profesională continuă pentru medici de familie, medici neurologi, epileptologi, psihiatri, neurochirurgi, medici rezidenți, psihologi medicali și psihoterapeuți. Pentru cadre didactice care activează în sistemul de sănătate și în serviciul de epileptologie, promovarea serviciului de evaluare psihologică în epilepsie cu scopul optimizării evaluării diagnostice și terapeutice adecvate și timpurii ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă pentru obținerea unui control mai bun al crizelor epileptice și pentru a ameliora calitatea vieții beneficiarilor. Pentru persoanele cu epilepsie, evaluarea proceselor cognitive, afective și comportamentale la debutul epilepsiei și în dinamică odată în an pentru determinarea modificărilor cognitive, afective și comportamentale și compararea acestora în timp. Pentru familia persoanei cu epilepsie, evitarea atitudinilor și comportamentelor disfuncționare, implicarea membrilor familiei în activități de psihoeducație prin informarea din surse sigure despre epilepsie, crize epileptice, factorii care declanșează crizele, etiologia crizelor, cursul bolii și afecțiuni comorbide. Da, am Mulțumim mult, stimată doamnă Doțe. Mai eram în așteptare, pentru că așa cum v-ați finalizat și așa cum ziceam cumva, o să trecem la etapa următoare, care este etapa de adresarea întrebărilor. O să rog foarte mult membrii comisiei de doctorat să adreseze întrebări pentru a clarifica detaliile prezentate de către doctorandă. Da, oferim cuvânt doamnei Cernițanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Vă ascultăm. Mulțumim mult pentru prezentare. Întrebarea mea, care totuși rămâne să fie curioasă, și mă adresez la mine ca specialist. Din ăștia 60 și 42, da? Pe care dumneavoastră i-ați selectat cu cei cu epilepsie controlată medicamentul și cei cu rezistență la tratament. Perspectiva ca unul să treacă în grupa cealaltă, da? Pe durata, când dumneavoastră ați făcut fie etapa de constatare, fie etapa de intervenție psihologică, ați avut așa cazuri, că știind din grupa cealaltă, da, a avut, parcă mergea bine și omul, parcă răspundea bine la tratament și într-o bună zi ați avut așa cazuri și care sunt, iată, prognosticul în asemenea situații, când noi putem să fim siguri că avem un careva control asupra situației și cât de mult îl putem avea. Dacă, mă rog, dacă puteți să ne luminați în... Nu am avut așa cazuri. Zic totul bine. Poate diagnosticul stabilit de epilepsie farmacorezistentă și epilepsie medicamentos controlată este stabilit de către medicul epileptolog și el cred că ar fi mai competent de a răspunde cum se face cumva control asta de medicamente. Dar nu am avut așa cazuri pe timpul studiului meu și chiar din observațiile din cabinet nu este așa. Adică până se ajunge la un statut de epilepsie farmacorezistentă, deci pacientul este văzut de foarte multe ori și cumva diagnosticul se pune deja cert la final, adică nu este cert. Tot procedura asta, toată, ea poate dura ani de zile, așa să înțeleg, da? Da. Poate să meargă dintr-o grupă în alta, da? Când dezvoltă această rezistență la tratament. Pentru că potențial fiecare dintre ei ar putea dezvolta rezistența. Și da și nu. Da, asta cred că mai potențial ar putea. Potențial, da, dar depinde de foarte mulți factori și de tipul de epilepsie.
și de medicația și de, nu știu, poate, doamna Glavan, poate să ne spună mai multe, că aici sunt foarte mulți factori care influențează epilepsiei, influențează cursul ei, influențează și tratamentul, pentru că persoana poate să meargă foarte bine, dar poate să aibă traumă cerebrală și nu, traume cerebrale se acutizează și se agravează. Și nu mai răspunde tratamentul. Nu mai răspunde, da, poate doamna doctor. Aș vrea să adaug, perfect ați răspuns, bravo. Persoanele care sunt rezistente la preparatele medicamentoase sunt evaluate luni de zile, ani de zile, se încearcă diferite scheme de tratament până se ajunge la acest diagnostic, el este rezistent. Deci el nu devine nesensibil la anumite preparate. El practic din start nu răspunde la tratament. Aceasta încă se studiază și următoarea metodă în așa situație este metoda prin intervenție chirurgicală, dar iarăși din nou. Adică stopăm crizele, dar nu ridicăm personalitatea, nu schimbăm de contra, încă mai tare. Mulțumim frumos, stimată doamnă Glavan. Da, să încercăm să adresăm acum toate întrebările doamnei Doțe, pentru că clarificările astea cumva nu trebuie să fie în... Dacă îmi permiteți, vă rog, deja spune. Următoarea întrebare, da. Da, vă rugăm frumos, stimată doamnă Glavan, doctor habilitat, conferențiar universitar, următoarea întrebare. Dragă doctorantă, felicitări pentru curajul care l-ați avut de a selecta cel mai vulnerabil contingent bolnav de epilepsie. Și v-ați spravit. Uitați-vă, eu, parcurgând lucrarea dumneavoastră în calitate de recenzent, am venit cu câteva întrebări, le adresez, dar uitați-vă, acum a apărut o întrebare la mine. Dumneavoastră ați lucrat, după cum zic, cu cel mai vulnerabil contingent. Ați implementat acest program, da? Ați intervenit cu el. Spuneți-mi, vă rog, a fost ușor sau greu de lucrat cu acest contingent de pacienți? Așa, și dacă s-a întâmplat în perioada intervenției prin acest program să aveți crizele desfășurate? Da, s-a întâmplat. Deci a fost un proces dificil, pentru că, cum am menționat, am aplicat 10 teste psihologice și este foarte dificil pentru o persoană, pentru o pacient cu epilepsie farmacorezistentă să reziste 2, 3, 4 ore și uneori crizele epileptice sunt provocate de efort intelectual. Deci eram și eu într-o stare de neliniște și eram îngrijorată ca să nu forțăm prea mult și da, unde a fost cazul, am făcut câteva evaluări, câteva ședințe de evaluare ca să nu forțăm lucrurile. Da. Exact, asta și vreau să vă aduc la aceasta, că nu poate fi un program bătut în cuie pentru individual, pentru aceste grupuri de pacienți, încă o dată zic, foarte grav, pacienți vulnerabili. Mulțumesc. Da. S-au întâmplat totuși să fie și niște crize în timpul evaluării și am oprit evaluarea și chiar și programul de intervenție, pentru că unii pacienți după crize sunt într-o stare de confuzie, dar le ia mai mult timp să-și revină și nu mai sunt productive. Nu este eficientă nici testarea, nici rezultatele nu vor fi relevante și nici stresarea afectivă a persoanei este. Mulțumesc. Uitați, o altă întrebare care a rezultat parcurgând această lucrare cu mare atenție. Cum ai primit în tezele noastre de la bun început, ne scoatem în evidență niște autori a căror lucrări, cercetări v-au fundamentat, eu știu, programul sau v-au fundamentat lucrarea noastră. Și atât întrebarea mea sună în felul următor. Noastră am văzut că s-a avut 288 de surse care le-ați cercetat bibliografic. Bravo! Plus la aceasta sunt foarte multe studii clinice făcute până la ziua de azi, care tot le-ați studiat, am atras atenția. Întrebarea mea totuși ar fi să numiți pe cei mai semnificativi autori care au stat la baza conceperii acestui program de intervenție, la baza lucrării noastre în general. Eu m-am ghidat foarte mult după Consiliu sau Comisia Internațională în Neuropsihologie, anume a Ligii Internaționale privind combaterea epilepsiei. Ghidul, da. Da, după acest ghid și după acești specialiști. Aș putea să menționez pe doamna Sally Baxendale, pe Sarah Wilson, pe Gus Baker, pe Helmstatter, pe
Roiber. Sunt foarte mulți specialiști pe care eu îi urmăresc, le urmăresc studiile. Am participat la congresele în epilepsie, m-am inspirat de la ei, am cerut sfaturi, m-au ajutat. Chiar și tesele le-am ales în concordanță cu principiile și recomandările ILAE. Ce ține de programul de intervenție psihologică, deși la moment sunt foarte multe studii ce țin de evaluarea pacientului cu epilepsie farmacorezistentă, pentru că ele sunt importante pentru chirurgie epilepsiei, și sunt mai puține date anume programul de intervenție, metodele, tehnicile și strategiile. Din studiile pe care le-am identificat, majoritatea sunt efectuate pe terapii specifice, spre exemplu, sau doar pe terapie cognitiv-comportamentală, sau doar pe reabilitare cognitivă, sau doar pe psihoeducație. În lucrul meu cu pacienți cu epilepsie, eu am pornit de la pacient, de la nevoile lui, de la dificultățile lui, și am cătat soluții cum au făcut alții. Am căutat soluții și m-am informat din toate tulburările neurologice și după APC, după scleroză multiplă și după traume cerebrale, și am identificat cele mai importante strategii, le-am cules și am încercat să le adaptez la persoanele cu epilepsie. Acum, persoane cu epilepsie iarăși sunt diferite, grupul este heterogen, respectiv am încercat să ghicesc, să propun și să facem împreună cu persoana cu epilepsie un program care să ajute și să susțină și să lucrăm țintit pe segmentul sau pe ceea ce este mai dificil la persoană, sau pe partea cognitivă sau pe partea afectivă. Bine, ele cam toate sunt prezente, dar totuși am ținut cont de necesitățile și dificultățile pacientului și de principiile programului pe care l-am elaborat. Deci, în contextul ăsta, eu cred că am făcut un mix de strategii, de ședințe, care, iată, l-am elaborat așa. Țineți, vă mulțumesc! Și aș mai avea o întrebare. Da, vă rugăm! Zic, mă stăpiez, pentru că ele tot apar și apar, a fost destul de interesant prezentat, dar oricum, întrebarea care a apărut la mine atunci când parcurgeam textul acestei lucrări, dumneavoastră ați venit cu recomandări foarte bune pentru psihologi practicieni, pentru cadre didactice, pentru bolnavii de epilepsie, pentru întreținătorii bolnavilor de epilepsie. Dar m-ar interesa, ați avea niște recomandări și pentru factorii de decizii care ar trebui să se ocupe cu promovarea ameliorării calității vieții acestor grupuri de persoane și care ar fi cercetările care le-ați promovat dumneavoastră ulterior? Eu aș recomanda Ministerului Sănătății, poate, de a angaja și a instrui mai mulți psihologi. Pentru că este un deficit de psihologi în spațiile medicale. Da. Și aș recomanda înființarea unor centre de reabilitare neuropsihologică. Noi în Moldova nu avem așa centre. Avem centre de comunitare de sănătate mentală care sunt foarte bune, funcționează în fiecare raion. Noi facem referire pacienților, dar iată ce ține de reabilitarea cognitivă, nu știu. Eu nu știu unde să refer acești pacienți și cum pot să-i ajut. Fac cât pot în ședințele care le fac la centru. Încerc să dau cât mai multe sfaturi pe acasă, să fac fiecare un program individualizat, dar este limitat, pentru că e nevoie de mult mai multă implicare și chiar și la nivel local. Dacă persoana să meargă într-un spațiu, să joace șah, să socializeze, da, asta e foarte important. Ați vedea sensul unor centre comunitare pentru această categorie de tulburări neurologice grave. Neuropsihologice, da? Sau poate angajarea în cadrul centrelor de sănătate mentală, care oarecum tot ar fi mai ușor de integrat. Și pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale aș recomanda
seama, da, poate elaborarea unor politici, strategii pentru a încadra în câmpul muncii pacienții cu epilepsie, pentru că angajarea este un subiect foarte sensibil la pacienții cu epilepsie, ei au grad de invaliditate, nu pot munci, se simt stigmatizați, se simt izolați și este greu și lor și nouă ca societate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am întrebări. Alte întrebări, vă rugăm. Toți au fost foarte implicați în momentul ăsta, așa că întrebările lipsesc. Da, am eu o întrebare. Stimată doamnă Doțin, ați realizat o cercetare pentru, evident, pentru a identifica particularitățile psihologice ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și un program de intervenție respectiv psihologică pentru această categorie de pacienți. Care ar fi, de fapt, continuitatea acestor rezultate științifice obținute în lucrarea dumneavoastră? Eu mă gândesc că aceste rezultate și, în general, evaluarea neuropsihologică a pacientului cu epilepsie va contribui la identificarea candidaților potriviți pentru chirurgie epilepsie, ceea ce la noi în clinică se discută pentru a fi implementată și realizată această chirurgie a epilepsiei. Și mai am și niște planuri personale legate de evoluția lucrului cu pacienții cu epilepsie. Vreau să inițiez un grup de psihoterapie a pacienților cu epilepsie, psihoterapie de grup, ca să invit mai mulți și eventual membrii familiei persoanelor cu epilepsie. Mă gândesc să studiez și stările afective a membrilor familiei, pentru că ele sunt în relație directă cu copiii cu epilepsie și mamele care au stări de anxietate, pentru că niciodată nu știi când o să se întâmple o criză și ești într-o neliniște constantă și atât să vedem cât corelează. Și avem de lucru. Mulțumesc! Alte întrebări? Stimați membri ai comisiei de doctorat, dacă nu sunt alte întrebări, îmi permiteți să trecem la următoarea etapă a susținerii publice. Respectiv, conform procedurii de susținere publică, pretendenta la titlul științific, doamna Doțin, a anunțat comunitatea științifică despre realizările sale și în comisia de doctorat au parvenit avize. În cele ce urmează, oferim cuvânt doamnei Brâncoveanu, pentru a aduce la cunoștință avizul comisiei de îndrumare, avizul departamentului de profil, precum și alte avize care au fost prezentate în cadrul comisiei de doctorat. Doamna președinte, mulțumesc. Stimată comisie de doctorat, stimată doctorantă, pretendentă la titlu, voi da citire avizului conducătorului științific și al membrii comisiilor de îndrumare la teza de doctorat cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, realizată de studenta doctorandă Doțin Natalia, la specialitate 511.01, psihologie generală, conducător de doctorat Bolea Zinaida, doctor conferențiar universitar. Subsemnație Bolea Zinaida, doctor conferențiar universitar, conducător de doctorat, Platon Carolina, doctor habilitat, profesor universitar, Tostaia Svetlana, doctor conferențiar universitar, Tarnovski Ana, doctor conferențiar universitar, membre comisiei de îndrumare, în urma examinării și evaluării preliminare tezei doctorat cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, realizată de studenta doctorandă Doțin Natalia, recomandă teza de doctor sus menționată pentru examinarea în cadrul departamentului de psihologie, având la bază următoarele: noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutului etic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea rezultatelor obținute, publicarea tezei științifice, prezentarea lor la conferințe științifice. Decizia este: teza se apreciază ca una finalizată, valoroasă și care respectă cerințele și condițiile înaintate față de astfel de lucrări și documente regulatorii. Data 12 mai 2023. Următorul este
avizul Departamentului Psihologiei din 26 iunie 2023 la teza de doctorat cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, realizată de studenta doctorandă Doția Natalea la specialitatea 51101 Psihologie Generală, conducător de doctorat Bule Zinaida, doctor conferențiar universitar. În urma examinării tezei de doctorat, Departamentul Psihologiei constată: Ana a editat teza de doctor în științe al educației cu tema particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, realizată de doamna Doția Natalea, pentru susținerea finală, cu luarea în considerare a sugestiilor obiecțiilor membrilor prezenți la ședința departamentului. În afara referatelor de analiză a referenților oficiali și a membrilor comisiei de doctorat, au mai pervenit și alte adizii asupra rezumatului tezii. De la domnul Stanislav Gropa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova, prorector pentru activitate de cercetare și președinte al Consiliului Științific al Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițeanu, șef de catedră neurologie numărul 2, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițeanu, președintele Ligii de Combatere a Epilepsiei de Republica Moldova. 2. Doamna Jana Chihai, doctor habilitată în medicină, conferențiar universitar, șefa Catedrei Sănătate Mentală, Psihologie Medicală și Psihoterapie, USMF Nicolae Testimițeanu. 3. Doamna Angela Potân, doctor în psihologie, conferențiar universitar, șefa Departamentului de Psihologie, USM. Toate avizele sunt pozitive și evidențiază valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, stimată doamna Bărcoveanu. În cele ce urmează, oferim cuvântul doamnei Doțen pentru a răspunde la cele indicate în avizie. Vă mulțumesc pentru aceste analize profunde. Mulțumim. Deci, conform regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice, trecem la următoarea etapă și, respectiv, o să rugăm foarte mult referenții oficiali să prezinte referatele de analize și să se pronunțe asupra posibilității obținerii de către doctorandă a titlului de doctor în psihologie. Dacă sunteți de acord să urmărim ordinea consecutivă a referențelor indicată în rezumat, oferim cuvânt doamnei Platon Carolina, doctor în habilitată în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Stimați membri ai acestui consiliu, eu aș începe o leagă mai de departe. De ce n-am avut întrebări? Adică n-am avut întrebări pentru că eu am lucrat cu Natalia Doțen pe parcursul a 4 ani jumătate. De aceea, toate întrebările care ar fi putut apărea acum, cred că au fost, să zic așa, rezolvate, soluționate pe parcursul lucrului. Vreau să spun două, trei cuvinte despre Natalia ca persoană înainte de a trece la avizul oficial. O persoană foarte responsabilă, o persoană foarte activă, o persoană foarte, să zic așa, străduitoare, care și-a depus toată osteneala ca să ajungă la final, s-a încadrat în timpul ăsta de 3 plus 2, da? În timpul limite, ceea ce, de fapt, observăm noi că este destul de rar printre doctoranții noștri să cumva să se încadreze acest timp limite de realizare a tezei de doctorat. Și pentru că am înțeles că sunt obligată să citesc absolut, eu vroiam așa mai generale să vorbesc, dar dacă sunt obligată să citesc acest aviz, trec mijlocit la prezentarea avizului la teza de doctor în psihologie a doamnei Doția Natalia, particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, da, pretinde, la specialitatea 511-01 psihologie generală. Prezenta teză de doctorat abordează o temă de pionierat, în opinia mea, în domeniul psihologiei din Republica Moldova. Este o încercare curajoasă de a studia un șir de dimensiuni psihologice de importanță majoră raportate la persoanele cu epilepsie farmacorezistente. Cercetarea oferă o perspectivă nouă în abordare și soluționarea unor consecințe ale epilepsiei farmacorezistente care implică multiple probleme de ordin psihologic. Regres
proceselor cognitive, tulburările emoționale, tulburările comportamentale, pierderea autonomiei și așa mai departe și așa mai departe, pe care doctorandul le numește în teză, le înșiră, să zic eu așa, destul de minuțios. Aceste probleme, la rândul lor, contribuie simțitor la scăderea calității vieții persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă. În optica celor expuse, autoarea își propune scopul să identifice particularitățile cognitive, afective și comportamentale a persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și să elaboreze un program de intervenție psihologică în vederea ameliorării acestor procese la persoanele vizate. Pentru a atinge acest scop, autoarea formulează un număr impunător de obiective pe care le realizează cu succes pe parcursul cercetării. Eu totuși aici am să numesc câteva din aceste obiective care, în opinia mea, sunt foarte importante. Analiza literaturii și sintezei, identificarea particularităților cognitive, afective și comportamentale, profilurile psihologice, programul de intervenție și evaluarea acestui program de intervenție. Acestea mi se pare că sunt obiectivele de bază care au fost cu succes realizate pe parcursul acestei lucrări. Și acum vreau să mă opresc la câteva momente care, după mine, constituie valorile de bază ale lucrării. Se referă la câteva axe de cercetare. Axa analitică reflectă rezultatele examinării celor mai relevante studii cu privire la tema de cercetare, 288 de titluri. O analiză efectuată i-a permis doctorandii să constate că epilepsia este asociată problemelor psihologice, fiind puternic intercorelată cu dimensiunile cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacologică. Astfel, după cum subliniază și autoarea, dimensiunea cognitivă generează încetinirea gândirii, scăderea memoriei, dimensiunea atenției, dificultăți de limbaj, reducerea abilităților vizual-spațiale, dimensiunea afectivă produce tulburări depresive și anxioase, care fiind cele mai frecvente comorbidități afective în epilepsia farmacorezistentă, influențează atât și care influențează funcționarea cognitivă, cât și tratamentul crizelor epileptice. Și dimensiunea comportamentală, care influențează viața persoanelor cu crize epileptice, cu iritabilitate, agresivitate, nervozitate, impulsivitate și multe altele. Urmare a analizei literaturii de specialitate, autoarea conchide că tulburările cognitive, afective și comportamentale la persoane cu epilepsie farmacorezistente sunt determinate multilateral, iar afectarea acestor domenii presupun o dezintegrare în plan social și individual. Următoarea axă, axa metodologică, stabilește fundamentele metodologiei aplicate în cercetare. Particularităților cognitive, afective și comportamentale la subiecte cu epilepsie.
și în medicină de reacție. Referitoare la dimensiunea afectivă, au fost atestate valori relevante pentru depresie ușoară, depresie moderată și depresie severă și anxietate ușoară, anxietate moderată și anxietate severă. Referitoare la dimensiunea comportamentală, au fost identificate valori semnificative care reflectă ostilitate ridicată, agresivitate, nervozitate, neîncredere, sentimentul vinovăției și timiditate. Totodată, urmarea aplicării metodei comparative a rezultatelor au fost elaborate profilurile psihologice ale persoanelor cu epilepsie farmacoresistentă și cu epilepsie medicamentos controlată, rezultat de o utilitate practică majoră, dat fiind faptul că particularitățile cognitive, afective și comportamentale ale fiecărui profil au fost stabilite în funcție de un șir de factori. Și aici chiar vreau să mă opresc, e vorba de genul și vârsta subiectului, statutul educațional, statutul profesional, mediul de trai, etiologie și durata bolii și frecvența crizelor epileptice. Și, în sfârșit, axa experimentală formativă cuprinde prezentarea programului de intervenție psihologică elaborat de autari care a cuprins un sistem de exerciții și tehnici organizate în ședințe comise, bine determinate, orientate spre îmbunătățirea proceselor cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacoresistentă. Deci vreau să zic acolo unde nu ajută medicamentul, încercăm să ne ajute psihologia, și anume asta a fost realizat în compartimentul ăsta, în capitolul 3, sau în compartimentul care reflectă axa aceasta formativă a cercetării. Conform concluziilor doctorandei, persoanele implicate în program și-au format competențele, și-au scurtit gradul de conștientizare a comorbidităților de defecțiilor asociate de epilepsie, au identificat declanșatorii crizelor, au scurtit adaptarea și la simptomele fizice și psihice și au conștientizat efectele tratamentului medicamentos asupra memoriei, atenției, emoțiilor și comportamentului. Totodată, programul de intervenție a contribuit la scurtirea stabilității emoționale, creșterea nivelului de confianță la tratamentul medicamentos, creșterea încrederii în specialiștii medicali, scurtirea încrederii în sine și deschiderea către societate care are un nou stil de viață care dezvoltă implicarea în procesul de reabilitare și contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanei cu epilepsie farmacoresistentă. În general, teza este bine structurată, faptul care reprezintă aparatul categorial, și pe
medicinal. Stimată doamna Salaman, vă ascultăm. Sfințe, dragă doctorată, nu știu ce să nu am spus, după o analiză minuțioasă a unui membru care cunoaște această lucrare de la concepere și până la această secretare de prezentare, dar cum discuția mă obligă. Pentru mine e și plăcut, e și straniu că asta se vorbește despre epilepsie, dar nu se vorbește despre epilepsie ca boală în sine, dar noi vorbim mai mult despre această tulburare este o funcționare, să zicem, psihică și calitatea vieții acestor grupuri de persoane. Care aș trebui să spun, am zis, o cercetare de loc ușoară, dar în stat vreau să zic că s-a izbrăvit. Și după cum am observat, ea, Republica Moldova, într-adevăr, se mai păstrează un gol între medici și psihologi. Deci, acest gol, cum se manifestă? Prin abordarea terapeutică a pacientului. Și atunci, în acest gol, se pierd și mulți pacienți, dacă nu au suportul familial, dacă nu au alt suport, adică pentru a fi tratați sau reabilitați. Deci, consider că în ziua de astăzi, acest spațiu e nevoie și mai nevoie de a completa cu cercetări solide în domeniul psihologiei, pentru că, slavă Domnului, spitalele ne-au deschis la ușile și au nevoie de ajutorul nostru, chiar recunosc acest lucru. Am venit și eu în calitate de referent oficial cu un raport al referentului oficial. Mă voi opri la punctele principale din acest raport. În scopul analizării am avut lucrare prezentată în termen de către doctorante, am avut autoreferatul tezei de doctor și acest raport l-am făcut în conformitate cu regulamentul de atribuire a calificativelor tezilor de doctorat. Menționez în start că tema tezii reprezintă specialitatea științifică și se înscrie în tendințele contemporane de cercetare în domeniu și corespunde integral materialului prezentat în conținutul științific al tezii de doctor. Deci, noi am vorbit aici destul de mult despre noutate și originalitate de cercetării. Nimeni nu contestă acest lucru, este o tematică foarte actuală, deoarece astăzi este pe loc mai mult de 1% din populație suferă de crize de epilepsie și această problemă este abordată multidisciplinar, precum a făcut și doctoranda. Avem specialiști în domeniul epileptologiei, avem știință numită epileptologie, inclusiv și în Republica Moldova. Deci, după cum vedeți, avem și specialiști din domeniul psihologiei care s-au implicat în rezolvarea sau către rezolvarea acestei probleme. După cum a spus doamna profesoră, este o tematică complexă de punerea, deci această cercetare experimentală descrisă de doctorandă în contextul Republicii Moldova, deci pentru prima dată s-au studiat aspectele medicale și sociale ale acestor grupuri de pacienți și nu pacienții rezistenți la tratamentul farmacologic. Dacă e să mă refer la suportul metodologic al lucrării, deci lucrarea poate un caracter pluridisciplinar la confluența domeniilor științifice precum medicină, psihologie, sociologie și un caracter fundamental aplicativ. Metodologia cercetării științifice este asigurată de concepte, de teorii. Consider că ideea de cercetare a avut un scop bine definit, corespunde de tezei, iar obiectivele trasate de către autoare au permis în întregime realizarea scopului. La metodele de cercetare aplicate în acest demers științific s-a referit doamna profesor foarte amănunțit. Eu vreau să zic mai atât că toate metodele utilizate corespund tipului studiului și au fost suficiente pentru această abordare științifică, iar autoarea demonstrează o bună stăpânire a metodelor alese. Relevanța științifică a rezultatelor, autoarea vine cu rezultate științifice relevante cu o interpretare clară, cu rezultate noi la nivel național, oferind răspunsul la problemele de cercetare, venind cu contribuții teoretice și practice în domeniul acestei cercetări. Concluziile și propunerile se bazează pe rezultatele obținute
și precizie în descrierea lucrării. Doar punctul de lucrării mi s-a părut de către cititor în general permite înțelegerea textului destul de ușor. Corectitudinea lexicală aici unde mereu e mult și de mai bine, dar ea corespunde cerințelor. Teza de doctorat este scrisă la persoana a treia, conform cerințelor, conform ghidului, capitolului, subcapitolului, sunt prezentate corespunde cerințelor ghidului 163 pagini text de bază, anexele prezente în ordine de procedură completează ideile din text să fie corect indicate în text. Prezentarea grafică a lucrării sunt figuri, tabele, imagini grafice, 32 figuri, 21 tabele, mi s-au părut bine gândite și organizate, important fiind pentru unii conținuturi corect. Să mai referă la redactare de fotografie, tot a fost un resurse, a fost realizată în conformitate cu standardele care mi s-au părut de mai mare parte. Sunt stigmatizării. Da, este
care și la fereastra, fereastra asta care a fost deschisă pentru ăștia primii șanse, cu siguranță o să ne avem mai departe și ce care o să vină
rezistență și al subiectelor cu emoții controlate. Și dar doctor am zis structurată în două operații, un studiu constativ și un program de intervenție, metode în cuajorul cărora doctor am așa validat și acceptarea cu plus. Și transmetorile acestea au fost menționate de colegii mei, sunt metode de medici, care sunt foarte bine descrise în lucrarea și metodele statistice, matematice și de lucrare a datelor. La fiecare etapă a cercetării, un moment de care se scopă și verificarea ipotezilor argumentate, doctor am oferă doveste tehnice adevărate de statistici ale ipotezilor argumentate și argumente științifice și ale rezultatelor experimentale. Prezintă câteva referințe doar. În primul rând,
și nu știu de ce ați fost modestă și nu ați spus politică mult că ați implementat acest program. Pentru o ulterioară democrație am să vă rog foarte mult. Dar am observat că e modestă, dar eventual că va fi aplicată în democrație, că trebuie să fie o remarcă în începutul acestei lucrări, pentru că a fost făcut un lucru mare, acest aspect a fost implementat programul de intervenție psihologică în vederea îmbunătății procesului cognitive. Realizate, efectuate în fiecare din capitole. Aici vreau să fac o remarcă pentru capitolul 2 că este important profilul acesta psihologic integral al subiectului cu epilepsie farmacorezistentă și al subiectului cu epilepsie medicamentosomolată. Acest profil cumva oferă oportunitatea cititorului să vadă în ansamblu ce se întâmplă cu este cu categoria dată de subiect și respectiv sunt valorificate importante metode empirice. Acestea se regăsesc bine descrise în capitolul 2, cumva iarăși pentru ulterioara monografie ar fi bine să le includeți în anexe pentru că ele se poate fi valorificate de alți cercetători pentru că ați făcut o muncă enormă fiind
Rezumatul tezei, la fel, este scris în română și în engleză. Conținutul acestuia corespunde conținutului tezei de doctor și sunt expuse atât conținutul tezei cât și conținutul rezumatului logic. Sunt prezentate într-un limbaj științific și evident că conțin elementele prezentate în formă titlului de tratare tezelor de doctorat și a rezumatelor. Și evident că teza de doctorat poate fi evaluată cu calificativul foarte bine. În temeie celor spuse, subliniez că teza de doctor particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, elaborată de Natalia Toțe, la specialitatea 511.01 Psihologie Generală, conducător științific, Boli Znaida, doctor în psihologie, conferință universitar, este o cercetare profundă, finalizată, cu suficiente valori teoretice și aplicative și corespunde această teză cerințelor în acest, fapt pentru care consider că autoarea merită să îi se cere titlul științific de doctor în psihologie. Dacă voi spuneți acest preaviz, stimată doamnă Toțe, vă ascultăm. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză exhaustivă pe care ați făcut-o. Cu mult drag, în cele ce urmează, iarăși conform regulamentului, referim cuvântul conducătorului de doctorat, doamnei Bole Znaida, doctor în psihologie, conferințiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale ale doctorandei Natalia Toțe, precum și modul de conducare candidata în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Stimată doamnă președinte, mulțumesc. Stimați membri ai comisiei de doctorat, îmi face plăcere astăzi să vorbesc despre acest proiect doctoral. Îmi face plăcere că este un proiect doctoral scris la patru mâini, deci lucrat la patru mâini în sensul coordonatorului științific. Am avut onoarea să preiau acest proiect doctoral de la doamna profesor Platon, care a fost coordonatorul tezei mele de doctorat, este consultantul științific al tezei mele actuale de habilitat. Și pe Natalia o cunosc de mult timp, o cunosc și în calitate de colegă în Asociația de Psihanalistă Clinică și Aplicată din Moldova, fiind împreună în acest context profesional, îi cunoșteam și din discuții de la proiectul doctoral și știam ce face, am mai discutat cu acestea cu strani, am multe subiecte din proiectul doctoral. Știam că este un proiect interesant, important, știam că a fost demarat și gândit atunci și a fost o plăcere să iau și să acest și o spune la cuvinte despre acest doctorat. Primul rând, vă menționa că doctorat psihologice ale persoanelor este o temă complicată din mai multe puncte de vedere. De punct de vedere teoretic, a fost interesant să analizeze multiple studii de psihologie generală referitoare la această problemă. A fost interesant să analizeze conceptul de epilepsie farmacoresistentă. A analizat, a făcut o analiză empirică preliminară a grupului de lucru la un nivel bazal al practicii
și psihologice în cabinet acolo în instituție și a analizat profilul psihologic al acestui beneficiar, astfel încât ulterior să definitiveze metodologia utilizată în cercetare după mai multe reprise de evaluări și readaptări. Deci a fost un proces lung de gândire și a metodologiei. Testarea și retestarea acestor respondenți a presupus o muncă realizată într-un cadru profesional strict, disciplinat, așa cum și cere cadrul instituției și cadrul de asistență psihologică și medicală la aceste categorii de beneficiari, dar și în contextul unui climat psihoterapeutic adecvat, adaptat beneficiarilor. Este important să spunem că munca științifică, ce a spus asta și doamna profesor Glavan, că munca științifică realizată cu această categorie de beneficiari este una delicată și foarte dificilă, pentru că sunt persoane marcate de o patologie organică gravă și toate intervențiile cercetătorului și la etapa demersului constatativ și la etapa demersului formativ trebuie să fie realizate ținând cont de o multitudine de reguli și precauții și doctoranda ne-a menționat aceste aspecte din practica, din activitatea de cercetare. Vreau să spun că realizarea acestor demersuri de o foarte bună calitate a consemnat calitățile profesionale ale Natalei Dulțân, atât ca cercetător, cât și în calitate de psihoterapeut. Subliniez aceste aspecte pentru a menționa că reșimile specificul de cercetare, reșimile specificul de cercetare, în specificul de la proiectul de putem vedea și înțelege personalitatea doctorandului și a candidatului la titlul de doctor în știință. În acest context, pot spune cu certitudine că pretendenta de astăzi la titlul de doctor în psihologie are un caracter puternic, este o persoană foarte disciplinată și riguroasă, este foarte ambițioasă în sensul bun al termenului, având în vedere faptul că ambițiile este bazată pe muncă și disciplină. Este important de menționat în aspect instituțional și de colaborare interinstituțională că doctoranda a realizat teza în două instituții științifice importante și foarte importante din țara noastră, în cadrul Universității de Stat din Moldova și la doctorală științe sociale și și în cadrul Centrului Național de Epileptologie, în laboratorul de neurobiologie și genetică medicală, Universității de Stat de Medicină și Farmacie, care este în Sanu, laboratorul condus de Sfântul Adrian Stanislav. Planta a demonstrat capacitatea de respecta cadrul acestor instituții de cercetare importante, astfel încât de prezint în fața comisiei de doctorat un propus științific valoros, atât pentru domeniul psihologiei, cât și pentru domeniul neurologiei. Vreau să menționez câteva lucruri referitoare la abordarea teoretică și practică a lucrării. Poate să fie concretizat pe finalul studiilor de doctorat, așa cum este și firesc a acestei lucrări. Inovațiile care au contribuit la cercetare și valorizare care l-au ținut în coautorat, dar cu academicianul Novaș, care se referă la metodologia testei neuropsihologice a pacienților cu epilepsie farmacoresistentă. Deci a fost acest certificat oferit de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Practic Muzan și Ministerul Sănătății. Tot aici diploma și medalie de aur la expoziția internațională de inovație și transfer tehnologic excelent idea 2023. Aici Natalia Dulțân este parte dintr-o echipă multidisciplinară de specialiști și au prezentat o lucrare importantă pe subiectul epilepsiei. S-a menționat deja publicația într-o revistă indexată Scopus, unde la doctorat este membra unei
datorită epilepsiei și consider că la fel este foarte important faptul că cercetarea doctorantei a fost parte din programul de stat, integrarea mecanismelor epileptogeneze cu scopul creierii rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei, proiect care s-a realizat în perioada 2020-2023 și pe dimensiunea de diagnostic, pe dimensiunea de tratament, Natalia Dosin și-a adus contribuția ei în elaborarea instrumentarului teoretic și aplicativ în contextul acestui program de stat. Deci, iată, stimați colegi, face deosebită plăcere să dau citire acestor titluri de publicații, premii, care certifică valoarea teoretică a lucrării și, în mod deosebit, valoarea aplicativă a acestei cercetări. Bineînțeles, cu toată certitudinea, afirm că doctoranda Natalia Doția merită acordarea titlului de doctor în psihologie, specialitatea 5111, psihologie generală. Adesul prezentat pentru analiza calităților doctorantei și a modului în care ați conlucrat la această cercetare. În continuare, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, în conformitate cu regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a acestei de doctorat, membrii Comisiei de Doctorat vor decide asupra calificativului care urmează a fi atribuit tezei de doctorat, precum și asupra propunerii de aprobare și persoanele care nu fac parte din comisia de doctorat să meargă în altă sală în sala 509. Să vă mulțumesc. Stimați membri ai comisiei de doctorat, voi aduce la cunoștință publicului prezent decizia comisiei de doctorat privind atribuirea calificativului tezei și acordarea titlului științific de doctor expusă în rezoluția de evaluare a tezei de doctorat și de atribuirea calificativului. Deci vreau să menționez că au participat la vot 5 membri ai comisiei de doctorat. În cele ce urmează, totuși, voi da citire rezoluției de evaluare a tezei de doctorat și de atribuirea calificativului din data de 31 octombrie 2023. În urma evaluării tezei de doctor în psihologie cu titlul Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, realizată de doamna Natalia și susținută public la data de 31 octombrie 2023, membrii comisiei de doctorat au atribuit calificative pentru fiecare criteriu stabilit, iar ca urmare a calculului mediu pentru fiecare criteriu s-a obținut medie și calificativul general, după cum urmează. Subliniez că criteriile au fost cele care sunt cunoscute de toți: 1. Noutatea și originalitatea lucrării, 2. Suportul metodologic al lucrării, 3. Relevanța științifică a rezultatelor, 4. Redactarea și conținutul tehnic, 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale, 6. Calitatea susținerii publice și 7. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice a conținutului lucrării. Respectiv, informația poate fi regăsită în regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat. Având în vedere cele consemnate, Comisia de Doctorat a decis a atribui tezei de doctor în psihologie particularități cognitive, afective, comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, elaborată de doamna Natalia, calificativul foarte bine, fiind acumulat punctajul de 33 puncte. Respectiv, s-a votat pentru a acorda doamnei Natalia Doțe titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 psihologie generală și pentru atribuirea calificativului respectiv și propunerea de acordare a titlului științific de doctor în psihologie Nataliei Doțen, Comisia de Doctorat, în prezența a 5 membri, din numărul total de 5, au votat în felul următor: pro 5 persoane, contra 0 persoane.
În cele ce urmează, rezultatele dezbaterilor asupra tezei de doctorat cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de referenții membrii Comisiei de Doctorat și de alți participanți la discuție, precum și decizia de atribuire a calificativului tezei și propunerea de acordare a titlului științific de doctor pretendentului a fost consemnată în procesul verbal numărul 2 al Comisiei de Doctorat, semnat și de președintele Comisiei de Doctorat, precum și de secretarul Comisiei de Doctorat, care acum îi voi da știre. Deci, proces verbal numărul 2, proiect de hotărâre al ședinței Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor din 31 octombrie 2023. La ședință au fost prezenți 5 membri, cu drept de vot 5 membri. Comisia de doctorat în următoarea componență. Paladi Oxana, doctor habilitată în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Moldova, președinte al comisiei. Bolea Zenaida, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Moldova, conducător de doctorat. Platon Carolina, doctor habilitată în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Moldova, referent. Glavan Aurelia, doctor habilitată în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent. Cernițanu Mariana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, referent, și asistentul universitar, doamna Brâncoveanu Romica, Universitatea de Stat de Moldova, a fost în calitate de secretar al Comisiei de Doctorat. Respectiv, membrii comisiei au evaluat teza de doctor în psihologie cu titlul Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, elaborată de doțen Natalia, și au constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat. 2. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă și i-au atribuit calificativul foarte bine. 3. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în psihologie autoarei tezei particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, după cum urmează: pro 5 persoane, contra 0 persoane. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis 1. A atribui calificativul foarte bine tezei de doctor în psihologie cu titlul Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă, elaborată de către doctoranda doțen Natalia. 2. A conferit titlul de doctor în psihologie doamnei doțen Natalia. Respectiv, se va face recomandarea Senatului USN pentru aprobarea deciziei Comisiei de Doctorat. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, vă rog foarte mult să supunem votului deciziile menționate. Cine este pentru? Cine este contra? Vă mulțumim, deci votul este unanim. În cele ce urmează, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați invitați, oferim cuvânt pretendentei la titlul de doctor doamnei Natalia Doțe. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că ați acordat timp și încredere. Sunt onorată că am avut așa o comisie de doctorat frumoasă, competentă. Cred că dacă aș începe cu niște mulțumiri pentru domnul academician Gropa, pentru că fără dumnealui cred că nu era să fie această cercetare. Deci el a fost cel care a venit cu ideea și cu tema acestei cercetări. Ulterior, această temă a fost primită cu deschidere și căldură aici la școala doctorală de către doamna Tolstaia Svetlana, care îi mulțumesc foarte mult, și îi mulțumesc doamnei coordonator, doamna Carolina Platon, care, iată, 4 ani și jumătate am muncit cot la cot pentru a organiza această teză. Îi mulțumesc doamnei Bolea Zinaida,
că m-a ajutat, m-a susținut și am putut să finalizăm această teză și vă sunt foarte recunoscătoare fiecăruia, vă mulțumesc foarte mult, sunt onorată de fiecare că ați acceptat să fiți astăzi lângă mine și vă mulțumesc. Stimați membri ai comisiei de doctorat, vă mulțumim pentru implicarea în analiza profundă a tezei de doctor prezentată de doamna Doțen. Permiteți-mi să declar ședința închisă. Vă mulțumim! Vă mulțumim!